Bine v-am găsit! Astăzi vom continua discuția despre fenomenele misterioase care se petrec în timpul sarcinii. În episodul trecut am vorbit despre câmpurile morfogenetice, despre acele programe inteligente care stau la baza creării noului corp. În acest episod vom vorbi despre comunicarea dintre embrion și ovarul matern, despre implicațiile medicale, morale și chiar religioase, ale faptului că în corpul femeii se păstrează celule de la toate sarcinile pe care le-a avut. Vom vorbi despre avortul spontan și fertilitate. Rămâneți alături de noi. Cea care ne dezvăluie aceste taine este doamna lector universitar dr. Mihaela Gheorghiu de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, membru fondator al Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară Alternativă din București, inițiator și titular al primului curs post-universitar de medicină cuantică, o abordare modernă fiziopatologică. Vă rog! O primă temă pe care aș vrea să o abordăm este comunicarea non-locală dintre mamă și ovulul fecundat, care apare foarte rapid. Pentru că o comunicare non-locală prin câmpuri electromagnetice date de reacțiile din trupul mamei și al copilului este clară după ce copilul se implantează. Dar atât timp cât nu există niciun fel de legătură fizică, există dovedită o astfel de comunicare. Primul exemplu pe care vreau să-l dau este cel al secreției de progesteron, care continuă și peste perioada normală, atunci când ovulul este fecundat, înainte însă ca ovulul să se implanteze în uter. Corpul galben care a rămas acolo departe în ovar continuă să producă progesteron în cantitate mare, deși nu e nicio legătură, el e la distanță ovarul. Undeva e pe drum, pe trompă, ovulul fecundat, zigotul, embrionul și totuși nu se oprește secreția de progesteron. Ca să gestionez eventualele nelămuriri ale celor care ne urmăresc, ce înțelegem prin non-locală? În sensul că există este o comunicare non-materială, nu prin contact direct. Adică este ovulul este într-un loc? Fenomen de comunicare la distanță, non-material. Ovarul este în cavitatea pelvină la o distanță de 15-20 de centimetri, 10 centimetri, depinde de variantele anatomice ale fiecăruia, de embrionul care este deja în mitoze. Și totuși, din corpul galben, de acolo, din patul, din culcușul ovulului de dinainte de fecundație, continuă să se secrete progesteron, chiar dacă embrionul încă nu s-a implantat. Și au venit unii și au spus așa și au parțial dreptate. Este foarte ușor de explicat prin faptul că embrionul începe să producă destul de devreme gonadotropina corionică umană, un hormon de sarcină care este foarte asemănător structural cu hormonul luteinizant care stimulează corpul galben să producă progesteron și apare un mimetism. Dacă hormonul de sarcină este foarte asemănător cu hormonul mamei care în condiții normale ar stimula secreția de progesteron, apare un astfel de mimetism. Numai că aici vine un al doilea argument experimental pentru care nu avem niciun fel de explicație și care este vechi. Este publicat cu cel puțin 40 de ani în urmă. La o șoricioaică a fost implantat în uter un ovul fecundat. Aproape la câteva minute, sub 5 minute distanță după implantarea în uter a ovului fecundat, s-a puncționat sinusul trolar, e un sinus venos în cap, de unde drenează sânge și hipofiza. La câteva minute după implantare, în hipofiza șoricioaicei se secreta hormon de sarcină.
cum este posibil atunci când între ovocitul fecundat și uterul șoricioagei respective nu era încă niciun fel de conexiune materială creată. Deci, cu certitudine, fenomenele depășesc posibilitățile de determinare tehnică, tehnologică, ele sunt deductibile fizico-matematic, dar depășesc încă posibilitățile de detecție tehnică. Și de înțelegere, până la urmă. Nu, de înțelegere, cel puțin, de acceptare. De acceptare. Că înțelegerea nu e deloc dificilă. De acceptare. Când ești educat o viață întreagă să interpretezi totul pe baza explicației materiale, moleculei, genei, îți este foarte greu să accepți că există și o alt fel de comunicare. Deși ea este dovedită, deși stolurile de păsări se orientează când sunt mii și zeci de mii de păsări, se orientează toate spre aceeași direcție în aceeași secundă, când delfinii comunică la kilometri, la zeci de kilometri. Și mai un aspect tot din natură, pentru că arată și aici existența unui câmp formator. Ne gândim la modul în care este organizat o colonie de albine, în care sau determite, spre exemplu, că e poate și mai edificator, care au adeseori lupte cu alte colonii și mor mulți soldați sau moare o populație însemnată din colonie de diverse categorii. Cum este posibil ca acea colonie determite să producă după aceea noi termite specializate exact pe zona în care există deficit? Adică, dacă până atunci se produceau, să spunem, 10 soldați, 5 lucrătoare, 4 din aia nu știu ce, pentru că au murit foarte mulți soldați în lupta pe care au avut-o cu altă colonie de furnici, de termite, da? Produc mai mulți soldați pentru a echilibra. Adică este vorba de un fel de conștiință colectivă, de un comportament social și care se stabilirea priorităților bazat pe informații care nu circulă, pentru că nu stau termitele la sfat și, băi, am făcut calcule, da, atâtea au murit, avem nevoie de atâția acum, pentru că se produc automat. Adică fenomene de schimb informațional, da. Da, dar nu și ouăle din care apar noile elemente populaționale ale coloniei sunt redirecționate, sunt funcțional. Da. De matcă, de acea inteligență colectivă. Deci este ceva care este dincolo de fiecare individ. Este evident că e o atât de multă inteligență și să facem trimitere la cartea profesorului Dulcan, Inteligența materiei, publicată în vremea comunismului și pentru care a primit un premiu al Academiei Române ulterior și care pune în evidență această inteligență excepțională a naturii, așa a spus atunci, inteligența materiei. Ei, dar de fapt este vorba de o inteligență de dincolo de materie. Absolut. Care este suport pentru dezvoltarea materială. Absolut. O altă problemă cu o implicație foarte profundă pe care vreau să o aduc în discuție este transferul fizic, transferul material de celule de la mamă, de la făt la mamă, cu ocazia fiecărei sarcini. Noi știam despre acest transfer de mult timp. Apar tot felul de reacții imune care justifică tot felul de patologii. Noi știam asta, dar nu știam că aceste celule au o capacitate de supraviețuire care uneori este egală cu durata de viață a mamei. Am citit despre un studiu care a fost efectuat la Universitatea Leiden din Olanda și un alt studiu al nemților care sunt absolut cutremurătoare. Au fost un lot de câteva zeci de femei care au murit accidental, fie în timpul sarcinii, fie imediat după naștere, toate fiind purtătoare de feți de sex masculin.
Celulele care au fost preluate de la mamă, din creierul mamei, din cord, din rinichi, din plămâni, din alte structuri, au dovedit existența unor celule cu cromozom Y, care nu aveau ce să caute într-un organism feminin. Celule care au trecut de la făt la mamă. Mai mult decât atât, aceste celule au fost dovedite, femeia care a murit cel mai timpuriu avea 7 săptămâni de sarcină. La 7 săptămâni de sarcină, deja în corpul femeii existau celule fetale. Nemții au făcut un studiu pe un număr de, nu mai știu exact, 59 de femei care au avut copii de sex masculin și care au murit la vârste înaintate, au murit de bătrânețe. 63% dintre ele prezentau la momentul morții celule cu cromozom Y în creier, în cord, în rinichi, în plămâni, în ficat. Au fost extinse aceste studii și s-a dovedit că, de fapt, indiferent de sexul sarcinii, femeia primește astfel de celule. Uneori au și fost localizate, de exemplu, celule fetale, cardiace din cordul fetal, au reușit, direcționate spre câmpul morfic al cordului mamei, s-au localizat acolo și au continuat să funcționeze acolo. Este un fenomen care a fost observat și la pisici, și la câini, și la vaci. Nu este un fenomen specific omului. Rog toate femeile care ne ascultă să realizeze că aceste celule rămân în corpul lor, indiferent că păstrează sarcina sau nu o păstrează. Și le rog să se gândească cum trăiesc cu informația acelei sarcini pe care au anulat-o. Ea este o informație fizică prezentă în corpul lor. Nu mai vorbim, nu avem studii, noi putem să speculăm că între copil și mamă toată viața există un fenomen de coerență cuantică realizată tocmai prin acest schimb de celule. Este o legătură fizică păstrată după naștere între mamă și copil, indiferent de vârstă. E o revelație ce spuneți acum, pentru că dincolo de faptul că informația este bulversantă, pentru mine a fost bulversantă. Să afli că în corpul unei femei rămân celule din... Cel puțin de la 7-a săptămână. Deci au fost dovedite, poate că și mult mai devreme, dar încă de la nu avem toți copiii pe care i-a născut și sacii pe care le-a pierdut. Pe care ar fi putut să-i nască. Și nu doar că e prezența materială, dar cu siguranță este și prezența informațională. Absolut. Și revelația, că asta este o constatare bulversantă, revelația este faptul că se știe că între mamă și copil există niște legături adeseori telepatice, adică simți. Pot să fie întreținute de existența acestor celule care asigură comunicarea non-locală. Acesta este suportul acestei comunicări subtile, extraordinare, care există, că o mamă uneori simte și este liniștită dacă s-a întâmplat ceva cu copilul, fără să aibă informații concrete că s-a întâmplat. Dar simtea că e ceva, că există această legătură extraordinară între mamă și copil. Și atunci putem concluziona că, indiferent de faptul că s-a păstrat sau s-a păstrat sarcina, există o informație care o leagă pe mamă pentru tot restul vieții. E o informație materială, fără dubiu. Au încercat și să dea niște explicații și niște probabilități de evoluție. Unele studii, cele mai puține, au spus că aceste celule ar putea să devină formatoare de tumori maligne, sunt celule fetale, numai că celelalte studii, cele mai multe, au spus tocmai că ele au ajutat femeia să se regenereze și să aibă un program de viață mult mai sănătos după naștere decât înainte. Aici sunt speculații, dar realitatea este clară, este fără dubiu.
Acum anunțasem la începutul emisiunii că vom vorbi și despre scăderea fertilității, despre avortul spontan, cu care ați începe pentru a completa informațiile din acest episod. Fenomenele sunt înlănțuite. Am căutat tot felul de date, am încercat să pregătesc întâlnirea noastră și am găsit ceva care este îngrijorător. Dintre toate genele responsabile de activitatea sexuală și de capacitatea de reproducere a speciei umane, o genă ridică mari semne de întrebare pentru că a prezentat rata de mutații cea mai frecventă și cele mai profunde mutații. Este vorba despre gena pentru receptorul progesteronului. Ce înseamnă? Este gena care codifică, potrivit accepțiunii clasice, structura proteinei care va recepta, va fi o proteină plasată pe membranele celulelor din sân, din uter, din ovar, din trompele uterine, care va recepta progesteronul secretat de ovar. Acest progesteron ajută menținerea sarcinii, este un hormon antiinflamator foarte important, pentru că aș vrea să vă gândiți că sarcina, produsul de concepție, e un corp străin pentru mamă. Din punct de vedere imunologic, sarcina este un corp străin. Organismul matern declanșează niște mecanisme imune de recunoaștere și de respingere a acestui corp care are bagaj genetic străin, bagajului genetic și proteinelor structurate ale mamei. Și atunci progesteronul este cel care ajută uterul să se adapteze sarcinii și să păstreze sarcina și să blocheze această reacție inflamatorie de respingere. Ori tocmai gena care asigură receptarea progesteronului, hormonul esențial pentru fertilitate și nu numai pentru apariția sarcinii, dar și pentru păstrarea ei, menținerea și nașterea la termen, prezintă niște mutații din ce în ce mai frecvente și mai severe. Este foarte grav și ne putem întreba ce generează acest lucru. Sigur că astăzi avem parte de foarte multe câmpuri electromagnetice cu care ne confruntăm, care au schimbat radical modul în care interacționăm noi cu lumea față de acum 100 de ani. Pe de altă parte, hrana de astăzi, hrana fiind procesată de astăzi, tratamentele și hormonale, anticoncepționalele, gândurile, frica de a avea copii, dorința de a avea copii sau nu a avea decât la un anumit moment, nu mai știm. Fereastra este din ce în ce mai larg deschisă, dar apar aceste mutații. Și asta pe de o parte. Și asta generează avortul spontan. Sau deficitul de cum să spun, de fertilitate, sterilitatea feminină. Din ce în ce mai multe femei de la vârste foarte tinere au ceea ce noi numim insuficiența progesteronică. În corpul femeii este un echilibru care ar trebui să fie menținut cât mai mult timp și mai o balanță cât mai delicat menținută între estrogen și progesteron. În momentul în care hormonul de sarcină, progesteronul, e jos, automat estrogenii sunt mai mulți, s-a dezechilibrat balanța și apar tot felul de perturbări, chiste ovariene, fibroadenoame mamare, tumori uterine, din ce în ce mai frecvente. Asta este deficitul de progesteron. În paralel, dacă îmi permiteți, în paralel cu acest deficit de progesteron, este ca și cum corpul partenerului comunică, face schimbul informațional, non-local, că nu știm cum, sau poate e un schimb hormonal în timpul actului sexual. Cert este că și calitatea spermatozoizilor de la partenerul femeii cu tulburări progesteronice scade foarte mult, încât doctorul se confruntă cu o situație destul de frecventă și la care soluțiile sunt limitate. Ambii au
problema de sterilitate. Adică nu prea sunt multe soluții care să le schimbe starea, unul situația. E mai mult, unul e mai puțin steril. Poate fi ajutat unul, pot să depășească situația asta. Nu știu, nu sunt în domeniu, dar sunt probleme foarte serioase de abordare. În episodul trecut ați vorbit dumneavoastră despre faptul că primele organe care se dezvoltă la noul copil sunt inima, respectiv creierul și sistemul nervos în ansamblu. Sunt câteva lucruri interesante pe care le-am discutat între emisiuni și n-au apărut în episodul acela, de aceea cred că este important să fie discutate acum. Îmi vorbeați despre o anumită evoluție a creierului care are legătură cu șirul lui Fibonacci. Despre ce este vorba? Și nu numai. În momentul în care celulele se polarizează în placa dorsală, polarizarea înseamnă orientarea unui grup mai mare de celule în porțiunea cranială a plăcii dorsale și în porțiunea caudală. Din porțiunea cranială, după un timp, apar emisferele cerebrale, structurile subcorticale și măduva spinării. Se discută despre existența unor câmpuri de polarizare care obligă celulele să sunt niște câmpuri care seamănă cu meridiane, cu paralele, cu ax de simetrie, unde zona de centru, unde câmpul are intensitate minimă, seamănă foarte mult ca dispunere cu un câmp toroidal, cu un câmp de torsiune, cu un câmp informațional, iar celulele care urmează să se dezvolte se vor aglomera pe anumite meridiane și paralele ale acestui câmp, întotdeauna respectând regula din matricea formatoare. Ei, în momentul în care se formează veziculele care prefigurează structurile cerebrale, cerebelul, nucleii bazali, se formează mai întâi o veziculă, apoi două vezicule, apoi trei, apoi cinci structuri, respectându-se numerele din șirul fibonacian. Mai trebuie spus că în perioada de blastocist, deci undeva la 10 zile, 2 săptămâni, 3 săptămâni, se formează undeva în jur de 20.000 de neuroni pe minut. Acești neuroni trebuie să se așeze, să formeze sinapse, trebuie să se așeze respectând obligatoriu niște zone. Se consideră că aceste zone sunt tocmai zonele de câmp meridian și paralele pe care se vor așeza neuronii primitivi. Apoi, câmpurile acestea structurante hibridizează, se unesc, se formează structuri asemănătoare unui opt, unor orbitali. Așa se explică de ce apar decuzațiile, ceea ce noi numim în medicină încrucișările de căi, care urcă și care coboară de la creier spre măduvă și invers. Deci toate aceste fenomene pot fi abordate și descrise la ora actuală pe baza unor armonii și unor legi imuabile care dictează structurarea și nu numai a sistemului nervos, și a cordului, și a ficatului, și a rinichilor și peste. Deci putem spune că valorile din șirul Fibonacci sau proporția de aur o regăsim până la un anumit moment, când structurile devin din ce în ce mai complexe, o regăsim, este imuabilă, și cum se segmentează traheea, și cum se segmentează arborele biliar, și cum apar veziculele primitive din care se formează structurile cerebrale. Un alt lucru care este un fenomen misterios, că așa se numește episodul,
este emisia de biofotoni, despre care vorbeam în episoadele trecute. Și aici este o ciudățenie. Atunci când celulele sunt multe, sunt, sau poate nu-i cel mai bine bun cuvânt, când sunt la început, când se realizează mitozele, emisia este puternică, embrionul emite destul de mult biofotoni, sunt câmpuri electromagnetice de ultrajoasă frecvență. Pe măsură ce embrionul se structurează, emisia este din ce în ce mai slabă, structura începe să se maturizeze, nu mai e nevoie de mulți biofotoni, este nevoie de câțiva care să coerentizeze fenomenele și atât. Foarte, foarte interesant. Sunt convins că de aceeași părere sunt și cei care ne urmăresc și că vor fi și în următoarele 4 episoade pe care o să le facem pe acest subiect al evoluției misterioase a fătului în cele 9 luni de sarcină. Așa că îi așteptăm și la următoarele episoade pe care le facem.